abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Printr-o ordonanță de urgență, prin ordonanța de urgență 13/2017, s-a arătat că nu răspund de, sau nu constituie fapt, nu se aplică prevederile privind incriminarea infracțiunii în cazul în care se adoptă acte normative. În urmare, există posibilitatea adoptării de acte normative prin care să se interzică drepturile unor persoane pe criterii de rasă, naționalitate, iar persoanele respective care adoptă actele normative să nu răspundă. În urmare, este posibil ca un Consiliu Local să adopte un act normativ în care se spună că copiii de cetățenie maghiară nu mai intră în școli, că școlile sunt românești, sau să spună că persoanele că homosexualii nu au acces în spitale, sau că persoanele de etnie romă au acces în mijloacele de transport în comun, dar trebuie să stea mai în spate. Toate acestea erau, împotriva unor astfel de reglementări, cetățenii erau protejați prin articolul 297, alineatul 2 din Codul Penal. Printr-o ordonanță de urgență care nu poate fi supusă sau, teoretic vorbind, nu ar putea fi supusă unei examinări a constituționalității ei, cetățenii sunt lipsiți de protecția împotriva discriminării în cazul în care se adoptă acte normative. În urmare, există un exemplu concret în care drepturile și libertățile cetățenilor au fost afectate sau ar fi afectate în cazul în care ordonanța de urgență ar intra în vigoare, iar această ordonanță de urgență este posibilă. Așa cum am arătat, o eventuală constatare a neconstituționalității ei nu ar produce niciun fel de efect.